Bună ziua, doamnelor, domnilor, și bine v-am regăsit. Suntem Mariana Zberianu și Eduard Pastia. Vă invităm la 60 de minute, emisiunea care vă spune la ce să vă așteptați în zilele care urmează. Protestele și revendicările salariale continuă să aibă loc în România, după fermieri, transportatori și angajații din sănătate, urmează cei din administrația publică. Majorarea salariilor este principala revendicare. Pare din ce în ce mai clar că guvernul are nevoie de un minister al protestelor. Deocamdată însă cel mai necăjit minister este cel al finanțelor, unde au ajuns membrii delegației Fondului Monetar Internațional. Misiunea acestora are legătură cu procesul anual de evaluare a țării noastre. Încă nu se pune problema acordării vreunui împrumut. Cel puțin deocamdată. Dacă aveți de gând să vizitați Franța, mai exact Parisul în această săptămână, ar fi bine să amânați. Capitala este asediată de fermierii francezi, care vor mai mult protecționism din partea propriului guvern. De altfel, mai mulți șoferi din România au rămas fără marfa pe care o transportau după ce au fost atacați de fermierii francezi. Și tot pe plan extern, este posibil ca Statele Unite să decide o acțiune militară ca răspuns la uciderea a 3 soldați americani dintr-o bază iordaniană. Sunt multe zile internaționale importante. Astăzi este ziua automobilului. Unii sărbătoresc, alții comemorează. Pe de altă parte, în urmă cu 90 de ani, în această zi, Adolf Hitler a fost numit cancelar al Germaniei. O decizie care avea să coste cât viețile a 75 de milioane de oameni, adică aproximativ 3% din populația planetei. Revenind la problemele noastre interne, în aceste zile se decide continuarea sau nu a plafonării prețurilor produselor alimentare de bază. Discuțiile au început deja la guvern, le urmărim și evident vom reveni cu detalii de îndată ce le vom obține. Despre toate acestea, dar nu numai, discutăm astăzi alături de invitata noastră, Sarmiza Andronic, consultant politic, este alături de noi. Bună ziua, Sarmiza, mulțumim pentru că ești alături de noi. Vă propun și îți propunem, Sarmiza, să intrăm direct în subiect și să ne uităm, pentru că vorbeam ceva mai devreme despre protestele fermierilor, cred că putem spune, care s-au extins deja în întreaga Europa. Ne uităm la ce s-a întâmplat cu o parte dintre transportatorii români, pentru că li s-a vandalizat marfa, au fost opriți în trafic. Vedem un scurt fragment. În urmă cu puțin timp, spuneam, Sarmiza, Edi Viorel Doroftei, un transportator român care trebuia să ajungă cu marfă în Franța, a și ajuns. A fost oprit la un moment dat de niște fermieri, se pare, de acolo din Franța. Fermieri care, interesant este de precizat, purtau cagulă și ochelari. La incidentul respectiv, în momentul în care camionul său a fost blocat de un tractor, la incidentul respectiv au fost prezente și forțele de ordine, care nu au intervenit. Evident, așteptăm și din partea Ministerului de Afaceri Externe o poziție. Știm că de zilele trecute au dat o atenționare, un avertisment de călătorie pentru Franța, dar nu-i tot una. Exact. Asta e mai mult. Asta e mai mult de atât. Ce am văzut și cum trebuie să ne uităm la imaginea asta? De fiecare dată când se pune problema cum ne comportăm noi cu alții sau cum se comportă alții cu noi, mă gândesc la reciprocitate și mă gândesc că, indiferent ce probleme au fost, de exemplu, cu Ucraina și cu cerealele din Ucraina, românii n-au procedat așa, cu toate că erau direct vizați. Da? Și nu s-a făcut asta. Au ieșit oamenii pe stradă, au protestat și au spus punctele de vedere, dar n-au vandalizat mașinile celor care veneau din Ucraina.
Ba mai mult decât atât, au cerut ajutorul autorităților. Acum, eu aș vrea să știu dacă francezii, și sigur este o întrebare la care nu o să primesc răspuns sau este cumva retorică, ei nu citesc știrile, nu înțeleg că și în România, nu de la noi, ci de la ei, că bănuiesc că și așa cum se scrie la noi despre diferite proteste în toată Europa și vorbim de atâta timp despre faptul că deja a devenit un fenomen, de ce nu știe Franța că și România are probleme cu transportatorii, cu mărfurile și așa mai departe? Adică, de ce trebuie să procedeze așa și de ce să ataci direct, țintit pe cineva și să nu, dacă ai o nemulțumire, să nu iei calea oficială, legală? De ce trebuie să procedeze așa în condițiile în care oamenii ăștia sunt, eu vorbesc de cei care au fost afectați, sunt în mod direct afectați de asta? Pe de altă parte, sunt imagini, da? Este vandalism acolo și îmi pare rău că trebuie să o spun. Eu nu am avut niciodată și nu putem noi să avem nimic împotriva celor care protestează, nici în România, nici în Franța, nici în alte părți, este dreptul lor, dar când se ajunge la astfel de acte de vandalism și când se ajunge la atacul la persoană, deja nu mai e în regulă. Sigur că ministrul afacerilor externe a dat acel avertisment, foarte bine că a făcut asta. În Franța mobilizarea este una uriașă și am văzut că pentru asta sunt 15.000 de polițiști doar în Paris, ceea ce înseamnă foarte mult, evident, înseamnă că la fiecare colț de stradă aproape e câte un milițian, un polițist care își face treaba sau încearcă să-și facă treaba, dar am văzut acel apel pe care ministrul de interne l-a făcut către oamenii, către angajații Ministerului de Interne, spunând că își dorește foarte tare ca aceștia să îi sprijine pe cei care protestează și nu să îi împiedice cu violență. Ori, cred că mesajul este unul foarte clar, da? Ei au motivele lor. Am văzut că este un fenomen, cum spuneam la început, cumva de amploare în Europa. Toată lumea se întreabă de ce se întâmplă acum lucrurile astea și sigur că se speculează despre faptul că s-ar putea ca cineva să fie în spatele acestor proteste. Eu aș crede mai degrabă că au început oamenii să simtă reformele pe care, cu ghilimelele de rigoare, le face Uniunea Europeană. Și atunci, sigur că fiind cumva înainte de munca câmpului, da, toată lumea încearcă să-și ceară dreptul. Nu m-aș duce neapărat pe speculație. Însă ceea ce ați arătat voi ca imagini că pățesc românii noștri în Franța depășește orice limită a bunului simț. Te rog, Edi. Nu, mă gândeam dacă ar trebui să vedem, nu știu, o comunicare sau la nivel de consulate, exact. Sau, adică, sigur că ar trebui să vedem. Astea s-au întâmplat vineri, dacă nu mă înșel, plus că există, din păcate, riscul ca să se repete astfel de situații. Adică, ce faci? Cum previi? Cum? Da. Nu este un incident minor. Da? Și da, există acest pericol, atâta timp cât oamenii ăia nu pățesc nimic, se pot manifesta cum vor ei. Pentru că dacă ar fi fost o șicanare în trafic, dacă românii noștri i-ar fi supărat într-un fel pe francezi, dacă, nu știu, îi ataca cumva, în vreun fel, cu vorba, habar n-am, dacă era o chestiune personală, lucrurile, mă rog, nu trebuiau să ajungă neapărat la consulat. Dar când ai de-a face cu o manifestare de genul ăsta și nu există o explicație decât aceea furiei, atunci da, nu poți lăsa lucrurile așa. Este pentru că lipsă de reacție a statului român. Da, tot da, așa este. Așa este, așa este. Ar trebui să încetăm să ne gândim că îi supărăm pe alții și ar trebui să luăm apărarea oamenilor noștri care, iată, în acest caz nu au nicio vină. Mai cu seamă că vedeam, pentru că s-a discutat foarte mult despre, pe marginea acestor imagini weekendul acesta, s-a discutat despre faptul că inițial au fost informații că, de exemplu, unul dintre camioane în care era carne de pui, suspectau francezii care au atacat camionul respectiv că de fapt era vorba de pui din Ucraina. Nu era, era vorba de pui din România care era exportat, în Franța, da? Și atunci te întrebi de ce? Pentru că practic nu avea nicio legătură cu Ucraina, nu? Și poate cu o parte dintre acum, dacă sunt francezi furioși pe ucrainieni, pot să înțeleg. Și români sunt furioși pe ucrainieni. Dar nu reacționeze așa. Repet, noi, fermierii noștri, au fost direct
afectați de ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, noi nu am procedat așa. În continuare le-am deschis brațele. Dacă francezii au speculat sau s-au gândit ei că există o informație că acolo ar fi pui din Ucraina, ok, e dreptul lor să nu accepte, dar lași autoritățile să-și facă treaba. Nu te duci tu și încerci să-ți faci dreptate singur ca până la urmă să-ți dai seama că nici măcar n-ai făcut o dreptate, ci mai degrabă ai făcut rău unor oameni care nu făceau altceva decât să-și facă treaba, pentru că ei sunt, bănuiesc, angajații unei firme, da? Unei firme de transport, a unei firme de cei care au adus produsele, sunt și ei afectați, adică de ce? De ce nu găsesc niciun fel de explicație? Și vorba lui Edi, chiar până acum, dacă nu avem nicio reacție din partea statului român, chiar avem o problemă. Și în continuare, nu ar trebui să ne mai mire că oamenii, cei din străinătate, ne privesc așa cum ne privesc, când noi înșine suntem cei care nu luăm atitudine. Da, e o problemă de gestionare a autorităților și ale noastre, autoritățile din România, dar și a celor din Franța, pentru că, dacă mi-aduc eu bine aminte, cred că au cam 48 de ore le-au dat protestatarii pentru a găsi o soluție pentru revendicările pe care le au ei, pentru că într-o situație din asta clară, adică teoretic cred că există, ai niște situații cu rutele pe care le au acești transportatori, adică cumva să-i redirecționezi în alte locuri în care să-și poată desfășura activitatea fără probleme, nu știu, întreb. Nu ar trebui să existe Sigur că ar trebui să existe. Un plan de genul ăsta? Acum protestele sunt atât de agresive în Franța, așa cum de altfel francezii ne-au și obișnuit. De-a lungul timpului au fost foarte agresivi. Mă rog, este problema lor acolo cum își gestionează treaba, însă până la modul în care ne poate afecta și pe noi povestea asta. Da, mă rog, am văzut că și autoritățile lor vis-a-vis de revendicările cerute de fermierii lor, am văzut că au fost foarte prompți, au și spus renunțăm, nu mai micșorăm subvenția la motorină, am văzut că au dat curs tuturor solicitărilor lor, deci e clar că undeva există o mare tensiune și că le e teamă de ceea ce ar urma să se întâmple. Dar mă interesează acum, pentru că ați dat acest material care mă afectează efectiv, chiar mă gândesc că ar trebui să nu mă mai gândesc la ce cer fermierii francezi, este problema lor, ci mai degrabă ce se întâmplă cu oamenii noștri când merg în Franța. Degeaba dai o atenționare tu, ca și Minister al Afacerilor Externe, când oamenii ăștia aduc marfă, da? Când un patron îți dă un lucru de făcut și tu ești angajatul acelui patron, păi... asta faci, da? Nu mai contează ce spune Ministerul Afacerilor Externe, că tu ca și angajat nu poți să te duci și să spui, știi, a zis ministerul că nu, a făcut ministerul un comunicat că nu prea avem voie prin Franța. Tu nu îți permiți asta pentru că nu-ți mai iei banii. Deci important este cum anume ne protejăm noi oamenii sau cum anume îi învățăm noi pe cei din străinătate sau autoritățile din străinătate, cum le învățăm pe ele, că ne respectăm noi oamenii și dacă ei greșesc cu ceva, noi să putem să avem instrumentele necesare pe care să le și folosim, că de multe ori le avem și nu le folosim, să cerem dreptate. Acum încerc să mă gândesc cum ar fi reacționat autoritățile franceze dacă s-ar fi întâmplat un astfel de... Vezi, asta mă gândeam incident, eu când vorbeam de reciprocitate. Cum ar fi făcut ele și ce... deranj maxim ar fi fost peste tot și cum noi am fi certat românii noștri că uite cum procedează cu oamenii din străinătate și uite cum oamenii ne privesc așa pentru că poate și merităm. Ei bine, nu. Nu sau cred că merităm. Cum ar fi reacționat cei din Chile? Acum, întreabă-l pe președinte că eu nu cunosc această țară. Nu știm unde e. Nu știm unde e, da. Că dumnealui răspunde de politica externă, nu? Parcă. Acum, dacă vrei să-i dai și asta pe cap, e prea mult. Lasă-l doar cu vacanțele, nu-i mai dai și politica externă, că îl bruiezi. Cum e cu schiul, da. Și comunicarea la nivel diplomatic, nu? Cum ar veni? Da. Femei a venit iar în România. Toată lumea a intrat în panică, sau, mă rog, o parte a lumii, așa cum o știm noi, mioritică. Ce crezi că... care ar fi efectele? Deja se aud tot felul de zvonuri. Sigur, ca jurnalist cu ceva experiență în spate, eu știu foarte bine că Fondul Monetar Internațional nu spune hai să impozitați cu atât. Sau faceți aia și cealaltă. Îi dau o direcție și e treaba țării, statului respectiv, cum procedează.
Mult zgomot pentru nimic? Sau, mie îmi place că tu ai făcut așa o mică introducere, da, în care ai spus foarte corect, de altfel, că FMI-ul doar dă direcția și e treaba autorităților cum rezolvă problemele. Acolo, și autoritățile spun avem de plină libertate. Da, pentru sau că spun nu asta. Vor să se ardă la degete, spun, uite ce ne-a recomandat Monetar Internațional. Da, depinde care sunt recomandările, pentru că dacă este o vizită, este o vizită firească, cumva. Înțeleg că odată la ce... În octombrie-noiembrie a fost din nou FMI-ul aici și din nou a comentat și din nou ne-am gândit, aoleo, ce o să ne se întâmple. Până la urmă o să ni se întâmple fix ce vor autoritățile din România, pentru că nu vorbește nimeni de la FMI cu noi și cei din România ne transmit nou, așa cum își doresc ei să se întâmple, da? Vorba ta, cu recomandări, fără recomandări. Și au de plină libertate. Am văzut ce își doresc, că își doresc deficit bugetar de 6%, creștere economică de 2,3, deși știu că guvernul și-a asumat 3,4. Pare că suntem pe drumul cel bun. Asta cu FMI-ul rămâne așa tot timpul un mister, știi? Doar ți se dă impresia, cum am mai spus eu la voi în emisiune, știi? Să mimezi transparența. E cam așa e și cu FMI-ul. Iese cineva din partea guvernului, da, și ne spune cam cum a avut loc întâlnirea și gata. Da? Și cam atât. Și a fost FMI-ul, a bifat și cam nu s-a întâmplat nimic. Am văzut că vor, însă acest mesaj l-am văzut un pic mai pregnant în mass media, aceasta cu impozitarea progresivă și cu TVA unic. Acum, nu știu ce anume vor face cei de la guvern, habar n-am ce socotel fac ei acolo, important este să ni se spună și să vedem și noi care-i treaba, că dacă ies acum și ne spun că s-au răzgândit și că fac TVA unic, atunci e clar că FMI-ul a dat cu pumnul masă. Bine, și nu de pe o zi pe alta, să ne anunțe. Păi nu, evident că nu de pe o zi pe alta, așa ar trebui, dar... Edi, nu cred că ai vreo așteptare. Da, și ar mai putea permite guvernul, nu știu, să mai vină cu noi modificări. Adică, taman ce am avut anul trecut în toamnă, am avut o parte și de la 1 ianuarie, adică avem totuși să ne reamintim faptul că avem un an electoral în care, dacă venim din nou păi cu tot felul de schimbări, nu știu. Ultima informație este că se schimbă revisal. Așa că... Păi nu, dar mă gândesc acum la... Adică 5 milioane la de noi contracte taxe, la să noi... ne mai schimbăm, să mai... facem altă platformă. Ți-a plăcut întrebarea Marianei? Își permite guvernul? Nu știu, Mariana, cred că își permite orice. Bine, să se spună că e bine intenționat. Îți dai seama că până nu, iartă-mă, Edith, până nu vedem exact ce urmează să se întâmple acum, luna asta, nu știm prea mare lucru despre femei. A venit femeia, ok, a venit, a fost o discuție. Au fost două discuții, habar n-am câte discuții au fost, nu știu care a fost neapărat agenda, am văzut ce-și dorește FMI-ul, dar am văzut și ce-și dorește guvernul. Și atunci hai să le punem la comun și să vedem ce iese. Da, eu nu știu ce să zic, pentru că atunci când vine vorba de guvern, de aia spuneam, sunt foarte delicate unele subiecte, cel puțin în anul ăsta. Nu spun întâmplător asta, ci pentru că, de exemplu, dacă eu o să vorbim de pensii, de salarii, de legea salarizării, dacă mi-aduc eu bine aminte, legea salarizării unitare trebuia să fie gata undeva în iulie anul trecut. Nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta, bineînțeles, dar mai nou aflăm acum că ea o să fie undeva abia după. Anul acesta nu se pune problema pentru că e... an electoral, probabil de asta și nu. Da, vreau să vedem explicația ministrului Muncii Simona Bucura Oprescu, pentru că și acolo va ajunge Fondul Monetar Internațional mâine. Până atunci, un scurt fragment din ministrul Muncii. Noi Ministerul Muncii, lucrăm la noua lege a salarizării. Într-o mare măsură, partea de dialog social, atât cu angajatorii, aici vorbind despre minister, respectiv, cu sindicatele a fost făcută, doar cu cei din educație nu ne-am întâlnit de când am început eu mandatul strict pe legea salarizării, fiindcă domniile lor au avut o negociere înainte de venirea mea la minister. Intenționez ca săptămâna viitoare să ne întâlnim și cu aceștia. Partea de dialog social fiind finalizată, ne vom apuca efectiv să populăm familiile ocupaționale cu coeficienții, astfel încât să avem deja o așezare a acestora. Apoi, partenerii noștri de la Banca Mondială vor face partea de impact
Și sigur, ulterior vom merge și cu aceasta în coaliție, fiind o decizie ulterioară, deci politică, legată de momentul în care o vom adopta și de momentul în care o vom aplica, încercând aici, de asemenea, să găsim, fiindcă ați văzut că și premierul a ieșit public și a spus acest lucru, că în 2024, într-un an cu atâtea runde de alegeri, nu putem să venim pentru a crea așteptări foarte mari acum, în momentul ăsta, cu o aplicare a legii salarizării. Dar sigur, noi trebuie să fim pregătiți astfel încât aceasta să fie finalizată și să poată fi aplicată în anii care vor urma, dar să fie făcută înțelept. Să fie făcută înțelept. Eu vă mărturisesc și poate o să reușim să înțelegem. Sunt convinsă că și telespectatorii care se uită la noi, pentru că legea asta salarizării unitare îi vizează pe foarte mulți oameni. Eu vreau să înțeleg așa. De ce premierul Marcel Ciolacu vorbește acum de faptul că legea salarizării nu va fi negociată în an electoral? Doar un om politic inconștient ar face asta. Dați-mi voie să nu fiu. Și dăm un pic timpul înapoi. Pe vremea când era ministru domnul Marius Budăi, care ne vorbea de trei, nu? Că am mai discutat cu tine, Sarmiza, și da, de legea pensiilor și de legea salarizării unitare. Erau două, trei variante pe care se discuta. Doamna Bocura zice că dânsa nu a... adică a luat practic de la capăt tot discuțiile cu toate domeniile pe fiecare ramură în parte, mai puțin cu cei din domeniul educației cu care se va întâlni săptămâna aceasta. Adică cum? Că nu înțelegem. Pentru că de discutat și de negociat se discută acum. S-a discutat anul trecut cu cei din educație, se discută acum cu cei din sănătate. Adică pentru mine e cumva o... Păi, nu s-a ajuns la niciun fel de concluzie mulțumitoare. Nu știu pentru cine. Era vorba de trei variante. Da? Asta pentru că așa impunea Bruxelles. Trei variante, două înțeleg că erau cele mai importante, care erau cu adevărat luate în discuție. Dar mi-e greu să vorbesc eu în numele ministrului Muncii. Am văzut și eu aseară câteva frânturi din declarațiile doamnei ministru, însă eu nu sunt lămurită. Deși am văzut că moderatorul a pus destule întrebări foarte concrete, dar mi s-a părut că răspunsurile nu au fost foarte în regulă, însă, într-adevăr, avea această, doamna ministru avea această atitudine de siguranță, de femeie care știe, de profesionist care știe ce face, fără prea multe, totuși, răspunsuri concrete la toate întrebările și am văzut că moderatorul la un moment dat a și... n-a mai insistat, efectiv, cu întrebările. Așadar, nu cred că aceste răspunsuri chiar au mulțumit pe cineva, dar, pe de altă parte, putem și să-i luăm apărarea ministrului Muncii și să-i spunem că nu are încă toate răspunsurile. Deși se discută de foarte mult timp, eu nu știu până unde a lăsat domnul Budăi și, da, și de unde a preluat doamna Bucura, habar n-am. De asta spun că pare așa un pic defazată povestea. Cu ce ne spunea nouă domnul Budăi, cu ce face acum doamna ministru, cred că eu, dacă aș fi consilierul doamnei ministru, aș ruga-o să nu mai iasă vreo două săptămâni la televizor până nu iese să spună ceva cu adevărat, să ne lămurească efectiv și să, dacă îi se pare, ar fi sfatul meu pentru transparență și pentru înțelegerea lucrurilor, atunci când moderatorul nu ți adresează o întrebare suficient de bună pentru asta, spune tu lucrurile în așa fel încât oamenii să le înțeleagă. Pentru că ești direct implicat, pentru că tu înțelegi fenomenul și bine ar fi să ne lămurești și pe noi. Da, ar fi a treia variantă, da, de legea. Da, a treia variantă. Da, acum adică îți dai 2010, seama... 2017... Da, așa este. Și niciodată duse până la capăt. E și greu pentru doamna Bucura să emită vreo opinie definitivă pe această temă. Da, da, ies foarte mulți pesediști și vorbesc despre asta. Mulți din coaliție. Să fie parte din campania electorală, cred. Da, numai că dacă va fi parte din campania electorală, cred că și pretențiile noastre vor fi foarte mari. Și cred că, întrebările vor fi foarte bine țintite și răspunsurile ar trebui să fie la fel de bine țintite. Pentru că vorbim despre legea asta de pe vremea Olguței Vasilescu și tot vorbim și tot vorbim și mai facem trimitere puțin, dar uite că am și uitat că doamna Olguța Vasilescu a fost ministru Muncii, da, s-au perindat mulți, au venit mulți cu multe variante. Hai să vedem ce facem totuși cu legea aceasta, că ne dăm mari bătăi de cap și pare că nu, noi nu avem răspunsuri. Poate și nici cei din minister, sau cel puțin ăsta e sentimentul
pe care l-am eu, că nici cei din minister nu știu prea bine ce au de făcut. Dar practic nu am luat-o de la capăt, adică nu da, știu. Da, am luat-o de la capăt, deci, dacă noi acum am discutat toate diverse categorii, polițiști, profesori, cei din sănătate, Sanitas, pentru că ajungem imediat și la protestele pe care le anunță pe 1 februarie, vor merge să picheteze Ministerul Sănătății. Adică tu practic negociezi acum, că asta faci, nu? Negociezi cu o parte dintre aceste domenii, urmând ca anul viitor, nu? După ce trecem de toate aceste alegeri, să reiei din nou dialogurile, discuțiile, pentru că ești într-un alt punct acolo și să rediscuți, adică nu, problema cumva foarte gravă este că, de exemplu, ultima lege, cea din 2017, a avut deja parțial efecte. Tu trebuie să aplici, să le aplici pe alea. Legea salarizării. Tocmai asta cer cei din diferite categorii, din exact diferite puncte. Nu știu dacă așa e și în Chile, dar în România așa este. Tot vine asta cu domnul președinte. Nu știm cum e în Chile, zi! Dar îl vrei mai prezent pe agenda publică. Da, e destul de dificil să repar ceva parțial reparat. Nu știu dacă sunt înțeles foarte bine. Nu există un punct zero și pleci de acolo. E un 0 plus 2, 0 minus 2 și tu trebuie să faci din melanjul ăsta aiuritor să faci o lege care să corespundă așteptărilor tuturor breslelor. Ceea ce e destul de dificil, dacă nu imposibil. Da. Ajungem imediat da, și la toți oamenii care sunt în stradă, toți oamenii care protestează, vorbesc despre această lege. Bine, nu știu dacă fermierii au zis, dar până la fermieri toți zic. Uite și Sanitas, acum zicea cineva dimineață de chestia asta. Deci toată lumea face trimitere la legea salarizării. Păi, o să ajungem imediat la ziua de miercuri și la cei din primărie, pentru că și angajații din primărie asta spun. Noi vrem aplicarea legii salarizării, pentru că eu de asta zic. Adică noi acum facem niște negocieri pe care le vom renegocia din nou, dacă vom avea o lege a salarizării. Dar până să ajungem acolo, dacă am terminat cu Fondul Monetar Internațional, mai e un lucru pe care noi am să-l terminat, punctăm. Ei nu au terminat. Ei stau până joi. Au luni și marți, au discuții din astea cu grupurile de lucru tehnice, cei de rangul 2 și 3 din ministere, pentru că ne întrebam de ce domnul Boloș nu a fost astăzi la discuții, dar nu a fost pentru că se va întâlni joi cu cei de la FMI. Între timp, pentru că dacă vorbim de salarii, dacă vorbim de pensii, ne uităm și la prețuri, și la inflație, și la toate celelalte, nu? Și ne uităm și la întâlnirea pe care a început-o Marcel Ciolacu cu reprezentanții retailerilor. După cumva o întâlnire eșuată, putem să spunem, între ministrul agriculturii și retailer, pentru că nu a reușit să ia de partea dânsului. Eșuată. Cred că o întâlnire pur și simplu de tatonare, deși s-au mai tatonat odată când au luat cealaltă decizie, dar e foarte dificil de ajuns la un punct comun. Eu personal, de exemplu, nu cred în plafonare. Dar acum fiecare înțelege, sunt diferite nevoi. Avem o sumedenie de oameni pentru care 40 de lei înseamnă diferența între viață și moarte. E greu să-ți dai părere aici. Sunt două lucruri de spus aici, din punctul meu de vedere. Odată că văd deschiderea asta a guvernului, care spune, da, hai să mărim să mărim termenul pentru plafonarea prețurilor. Și doi, faptul că guvernul spune că s-a micșorat inflația și că această măsură și-a atins cumva scopul. Da? Și atunci hai să urmăm această linie. Cam atâta e de spus aici, pentru că până nu vedem declarațiile lor și până nu știm exact ce s-a discutat acolo, ce au cerut retailerii, ce a promis guvernul că dă. Și da, nu știu dacă a fost neapărat o întâlnire eșuată, dar cred că premierul acum este foarte atent la ce se întâmplă și e foarte posibil ca să-și fi dorit cu adevărat și el această întâlnire și să nu lase numai pe mâna ministrului povestea asta. Oricare ministru de resort acum, uite și Rafila care are probleme cu Sanitasul, care urmează să iasă în stradă, și ministrul agriculturii, cam peste tot, sau ministrul transporturilor, nici pe Grindeanu Marcel Ciolacu nu l-a cam lăsat singur. Adică s-a tot implicat în toată povestea asta, tocmai pentru faptul că este an electoral și înțeleg cumva. Da. Da, pe de altă parte, pentru că s-a tot vorbit foarte mult când am discutat despre plafonarea aceasta, o parte dintre analiștii economici i-am văzut vorbind despre faptul că da, au scăzut anumite prețuri, dar cu siguranță le-am regăsit în celelalte. Mai eficient ar fi, nu știu,
tot din ce spun analiștii economici, ar fi poate mai eficient ca această, nu știu cum să spun, acest ajutor să fie direcționat mai degrabă înspre populația aceea care chiar are foarte mare nevoie și în felul ăsta cumva să nu dezechilibrez și prețurile, nu știu. Care este populația asta? E... Dar nu există, care e criteriu? Cine? Îți dai seama că asta ar însemna o nouă... Nu, mă gândesc, de exemplu, la cardurile acestea pe care le primesc, nu? E o nebunie și aici. Mai știi ce se întâmplă? Pentru că ăsta e un sprijin pentru o parte din... Mariana, hai să spun ceva. Noi avem această tendință și acest defect uriaș de a încerca să judecăm oamenii după chipul și asemănarea noastră sau după chipul oamenilor cu, care ne înconjoară. Da? Noi nu avem voie să raportăm totul la București, la Cluj, la Timișoara. Sunt oameni care chiar au probleme în țară. Chiar au nevoie de această plafonare. Hai să spunem că sunt unii care se descurcă, dar dacă faci un lucru, nu poți să discriminezi, pentru că oricum cei vulnerabili au foarte multe ajutoare pe energie, pe ce mai au ei acolo, înțelegi? Eu nu spun că nu ar trebui ajutați într-un fel, doar că sunt foarte mulți cei care au nevoie de acest ajutor. Au nevoie de o plafonare a prețurilor la alimente, foarte mulți dintre deci noi. Că ar fi... Deci eu spun că nu ar trebui să ne gândim numai la persoanele vulnerabile, că până la urmă inflația, nebunia asta cu războiul, au venit toate și peste noi ceilalți. Înțelegi? Dar chiar dacă noi ne descurcăm, repet, nu există doar orașele mari, sunt mult, mult mai multe orașe, localități unde oamenii chiar sunt săraci, nu au de unde să-și câștige banii, cine știe ce ajutoare iau de la stat, sau nu uita că mai există o categorie la care eu țin foarte tare în România, acei oameni care câștigă minimul pe economie. Mai sunt oameni, uite, la, habar n-am, prin benzinării, cei care te ajută să-ți pui motorină. Eu iubesc oamenii ăștia pentru că muncesc, înțelegi? Pentru că chiar dacă au salarii mici, își fac treaba. Îi vezi că ies din benzinărie să te ajute sau te duci la supermarketuri. Femeile alea care nu câștigă cine știe ce, înțelegi, muncesc. Și atunci și acelea sunt tot categorii vulnerabile. Hai să nu ne uităm numai spre, sau să-i facem vulnerabil doar pe cei care au ajutoare de la stat sau iau ajutor social sau mai știu eu ce. Și oamenii care muncesc sunt mulți care au probleme. Da, aici mai e o problemă. De ce nu cred în asta apropo de categoriile vulnerabile? Zicem că vei considera pe cei cu venituri până în 2000 de lei lunar vulnerabil, da? Bun, și un om care are 2000 de lei și 5 lei plus. Da, exact. E el mai cum puțin face. Vulnerabil. Da, da. De aici o serie întreagă de anomalii. Dar, cum spuneai și tu, cred că, într-adevăr, o soluție trebuie găsită. Și plafonarea a mers în anumite zone. Adică a avut chiar rezultate. Chiar efect, da, și oamenii au fost mulțumiți, să la știi. Raft. Da, da, da. Acum, că nu e o soluție pe termen lung și ar trebui, de exemplu, să dezvolți, să facilitezi dezvoltarea unei industrii prelucrătoare, să nu mai trimiți cereale în Ungaria să vină, sau în Polonia și să vină pâine congelată înapoi, să faci niște fabrici de conserve, să, cum e în Chile. Fii tu deci sigur cred că așa e acolo? Cred că avem... Cred că avem o nouă problemă la emisiunea asta. O să ne legăm de chile la nesfârșit și o să facem această comparație. Bravo, Edi, voi face și eu asta. Eu zic să alătur ție. Mi se pare un reper foarte bun. Absolut. E o țară absolut. În dezvoltare, foarte aproape de noi. Sunt de acord cu tine. Avem relații economice foarte importante, câteva mii de euro schimburi anuale. Adică am putea învăța multe din chile, da? Avem și ghinion. De la președinte am putea învăța multe, nu? Ce zic? Eu zic să vă abțineți. Să ne abținem. Eu zic să ne uităm înspre, pentru că suntem la previziuni și mai avem și alte evenimente de discutat săptămâna aceasta. Dacă e să ne oprim, s-ar miza, Edi, la ziua de marți. Ei bine, Victor Orban îl primește pe omologul său suedez la Budapesta. Evident, se discută despre aderarea Suediei la NATO. Asta după ce am văzut Parlamentul Turciei a votat în urmă cu aproape o săptămână aprobarea aderării la NATO a Suediei. Ne putem imagina cam cum vor fi discuțiile mâine între Orban și premierul suedez?
Adică vor mai fi emoții în continuare sau că practic avem nevoie de unanimitate, nu? Eu apreciez foarte tare un lucru la Victor Orban. Faptul că este mega jucător. Înțelegi? N-ai cum să trezi, n-ai cum să-l sari. Nici cum. Se bagă el în seamă dacă nu-l bași tu. Păi dacă Turcia a zis că e în regulă, ce mai spune Victor Orban? Victor Orban a găsit această oportunitate. Știi că după fiecare criză ies niște eroi sau niște oameni foarte șifonați. Ei, Victor Orban a făcut și din războiul din Ucraina și din această poveste cu aderarea Suediei și Finlandei la NATO, că și atunci au fost discuții, dar văd că a rămas doar Suedia într-o parte așa. Au fost foarte multe momente în care Victor Orban a avut ocazia să-și pună punctul de vedere și nu a ratat absolut nimic. Deci eu din această discuție, habar n-am sub ce formă se va discuta, însă sigur că vedem un Victor Orban în linia pe care noi o știm, va demonstra că există în continuare și că nu poate fi ignorat sub nicio formă. Da? Unde s-a mai dus premierul Suediei în Uniunea Europeană? Unde? Nicăieri, pentru că toată lumea e de acord, toată lumea joacă, mă rog, la grămadă. Victor Orban nu. Are un moment pe care el nu-l pierde. Are o oportunitate pe care nu o pierde. Dacă spune da și e foarte drăguț cu premierul Suediei, o să spună a depins și de mine. Dacă spune nu, o să înceapă unii să-l curteze din nou. Mai ales că am văzut că Uniunea Europeană are și o comunicare din asta foarte directă, de altfel, spunând că economia Ungariei va fi afectată în cazul în care ajutoarele pentru Ucraina nu vor fi votate și de Ungaria. Acum încerc să mă gândesc ce a vrut să spună premierul Suediei, pentru că a pus un mesaj pe Facebook și a spus așa, aștept cu nerăbdare să discut toate aceste probleme, evident, apropo de aderare, în amănunt cu dumneavoastră la Budapesta, cu Victor Orban, într-un moment convenabil pentru amândoi, apropo de ce spuneai și tu ceva diplomație. Mai devreme. Asta înseamnă diplomație, asta înseamnă să fii stăpân pe tine, dar deopotrivă să înțelegi exact cum se poziționează cel din fața ta și să accepți asta, pentru că până la urmă este dreptul lui de a face asta. Sunt jucători, amândoi, e foarte bine că premierul Suediei a făcut asta, nici noi nu am fost, de exemplu, primiți în Schengen, n-am văzut mari mișcări în zona asta ai noștri să se ducă acolo, în afară de faptul că cel care ne-a pus nouă mari piedici era, nu, ministrul de interne, scuză-mă, omologul domnului Bode, i-a spus: Luciane, eu vreau. În afară de asta n-am văzut mare lucru. Ne întoarcem în țară. Ne întoarcem în țară. Pentru că miercuri e protestul angajaților din primării. Uh-huh. Iar salarii. Exact aceeași discuție. Dar să știi că e o știre în Franța că s-ar putea și acolo să fie probleme. Încep să-i bănuim, da, pe francezi. Da, da, am citit că și acolo primarii se pregătesc de proteste și chiar am făcut cumva legătura de ce ies primarii noștri, deci ce se întâmplă la nivel european sau de ce urmăm noi acest demers al francezilor. Nu era foarte sigură povestea, dar înțeleg că primarii au mai ieșit și anul trecut pe alocuri, da? Numai că acum pare că își doresc să iasă. Repet, era o singură știre. Nu știu de ce nu am văzut mai multe. Probabil că nu consideră nici foarte serioasă povestea asta cu primarii și probabil că încearcă să să-i stompeze chestia asta sau să o elimine din fașă. Bine. Însă bine. La noi, să știi că asta cu primarii care vor ieși în stradă va fi foarte ciudat privită de locuitorii din orașele sau localitățile respective. Pentru că sunt primari care sunt iubiți și care spun am făcut totul pentru localitățile noastre și uite ce grozavi suntem. Și sunt unii foarte criticați. Și știi foarte bine că în ultima perioadă a existat o retorică în spațiu public despre marile salarii și pensii care se măresc tot timpul și la celelalte categorii. Aici, nu? Dacă am văzut o susținere a fermierilor din partea oamenilor, chiar dacă ei n-au fost în stradă, dar am văzut o grămadă de postări și o grămadă de
interviuri sau de persoane care s-au exprimat într-o formă sau alta despre ce a însemnat protestul fermierilor, ei nu știu dacă la primar va mai fi la fel. Mie mi s-a părut foarte interesant un argument pentru că e clar și angajații din primării sunt foarte nemulțumiți, pentru că și ei invocau tot legea asta a salarizării de care vorbea Edi ceva mai devreme și mi s-a părut interesant un argument al lor. Au zis, păi, da, de ce, de exemplu, pentru că ei gândesc și mai departe, se gândesc și la reforma din administrație și dacă la un moment dat, nu știu, după ce trec alegerile de anul ăsta, încep reforma în administrație și o să fim mai puțin și o să fim dați afară și așa mai departe. De ce nu se uită, de exemplu, la numărul de consilieri locali și să taie cu 30% numărul de consilieri locali? Adică, de ce se uită doar înspre noi? Adică, cumva, mi s-a părut interesant. E cineva din guvern care pune problema și așa? Bun, tu în primăria X ai 60 de angajați și ai 100 de locuitori. Ești cel mai mare angajator din zonă. Ce salarii vrei? Adică, oare se pune problema așa? Așa, dincolo de empatia pe care o manifestăm noi, ca presă și, în general, ca oameni, față de oamenii amărâți, oamenii cărora nu se le respectă drepturile, prin lege. Dar trebuie să pui și astfel de întrebări, că și pe noi ne întreabă. În mediul privat ne întreabă oamenii, băi, voi ați performat? Ați făcut aia și aia? Păi n-am făcut. Și atunci vrei mărire de salariu? Treci la colț. La revedere. Da. Deci cam așa se pune problema. O să mă întorc un pic la ce spunea Mariana mai devreme, că să tai 30% din consilieri nu se poate. Nu se poate pentru că sunt aleși și pentru că legea spune că trebuie să ai un consilier la nu știu câți locuitori. O chestie de genul ăsta. Deci n-ai cum. Pe de altă parte, numărul de consilieri, o să râzi, este un mare instrument politic. Chiar dacă pare că nu. Există acolo o listă, până la urmă mulțumești niște oameni exact. Din partid, sunt oameni de influență din zona lor, deci asta nu o să se poată face. De angajați la primărie ai oricum nevoie, deci că primarul nu le știe pe toate. Poate uneori nu știe nimic și atunci se orientează după ce spun consilierii. Nu, eu nu văd protestul ăsta al primarilor ca fiind un mare succes. Și da, ei se gândesc pe viitor, dar cred că cu primarii o să fie foarte ușor. Pe primarii e mai ușor să-i potolești, să știi. Pentru că odată le spui, uite ce-i, nu mai candidezi, vine Xulescu și-ți fură din voturi. Pe zona politică și pe zona asta de candidaturi se poate negocia orice. Întrebarea este ce faci cu angajații? Le dai și lor mărire de salarii? Pentru că ei sunt ăia foarte păi asta spun, ei sunt cei pricepuți. Adică, da. Ei vor zice, stați puțin că aveți nevoie de noi să organizați alegerile și așa mai departe. Tu spui așa. Există niște angajați care sunt specialiști pe zonele lor și există, pe bună dreptate, că altfel nu ar exista aceste primării. Există primarul care nu se pricepe, dar pune semnătura. Înțelegi? Atunci, uite dilema. Cine e mai important și cui anume dăm salarii mai mari? E, acum, ia să vedem noi cum se face echilibru între cele două probleme. Și mai avem un echilibru, să vedem cum se face între diverse categorii din domeniul sănătății, pentru că, așa cum spuneam, joi, pe 1 februarie, e anunțat din nou un protest, de data asta la Ministerul Sănătății, dar înainte de a discuta și despre acest subiect, vreau să vedem un scurt fragment dintr-o declarație a Ministrului Sănătății. Am avut discuții repetate și punctul nostru de vedere, care a fost agreat de cei de la Sanitas și l-am împărtășit și a fost însușit și de domnul prim-ministru, a fost că trebuie în primul rând găsită o soluție și o vom găsi pentru înlăturarea inechităților salariale, că prima dată ai o inechitate salarială, dacă sunt mici salariile, dar există și inechitate, este și mai grav referitoare la personalul TESA din spitale, care are salarii foarte, foarte mici. Urmează după aceea asistenții medicali, la care trebuie să existe, în mod evident, o creștere salarială și, nu în ultimul rând, și medicii, dar încercăm să găsim o soluție împreună cu dânsii, încât plata sau măririle acestea salariale, retribuția, să fie bazată și pe criterii de performanță, încât cei care, într-adevăr, lucrează, care duc greu, să poată să fie salarizați așa cum trebuie. Mie îmi place că toată lumea vorbește așa cum este și normal de altfel, adică dacă e să fie o linie unitară de comunicare din partea guvernului și a anumitor miniștri,
pe un subiect, ăla e performanța. Deci la toți găsim, la premierul Marcel Ciolacu vedem că vorbește de performanță, la profesor, la doctor și așa mai departe. Pe domnul ministru l-am văzut vorbind de performanță. Pe doamna Bucura aseară am văzut-o iar vorbind de performanță la administrația publică, nu se poate altfel. În regulă, ok, și cum faci lucrul ăsta? Adică cine vine și spune că noi trei care lucrăm la o instituție, tu meriți un salariu de atât, Edi atât și eu atât, în funcție de cât de performanță. Vezi că se referă la conștiința fiecăruia dintre noi? Auzi, eu n-am performat, nu mă duc să cer salariu mare. Nu, eu mă gândesc că se referă la niște lucruri concrete, adică nu știu, pentru că îmi amintesc de, îți amintesc și tu și cred că și Edi de declarația premierului Marcel Ciolacu cu angajații care jucau solitar, nu? Care erau numai, nu vrem să mai existe astfel de angajați, nu? Nu eu mai există solitar în primul rând și nu așa că solitar astăzi. Exact, da. Da, noi am mai vorbit aici și am spus că la un moment dat se vor trezi cu foarte multe proteste și toți vor cere salarii mărite. Știi ce mă surprinde pe mine însă foarte tare? Faptul că toți cei întrebați, miniștrii de resort, da, spun același lucru. Dom'le, oamenii ăștia au dreptate să fie în stradă, dar ei până nu ies în stradă nu primesc bani. Știi? E un paradox. Toți sunt foarte de acord că sunt salarii mici în România, dar dacă ies oamenii ăia în stradă, primesc salarii mai mari. Și atunci, de ce ne mirăm sau de ce ne mai sau de ce să nu acceptăm că urmează să o iasă oamenii în stradă? Pentru că nu este vina guvernului că dă bani, foarte bine că dă bani. Dar de ce trebuie să strig și eu și eu și eu când tu știi foarte bine, ministrul de resort fiind, că nu sunt salarii mari, că sunt o grămadă de probleme? De atât de multe ori s-a discutat în spațiu public, apropo de chestia asta cu Ministerul Sănătății, de tot ce înseamnă sistemul ăsta de sănătate în România, încât cred că doar dacă vrei să-ți pui ceva la urechi și să închizi ochii, nu știi ce probleme sunt în România cu sistemul de sănătate. Ori ministrul pare că știe, toată lumea din sistemul ăsta sanitar, decidenții știu ce probleme sunt și totuși, mare lucru nu se întâmplă. O să iasă sanitar în stradă, ok. Și noi o să le ținem partea și o să spunem că vor salarii mai mari și ministerul o să le dea, guvernul o să le dea și gata. Teoretic și s-a promis. Încă un adică pentru că tot îl pomeneai pe premierul Marcel Ciolacu de săptămâna trecută, s-a întâlnit și cu ei, pentru că se întâlnește cu toate categoriile, cred că aproape s-a întâlnit. Le-a promis un 15% pentru că 5% au mai primit de la așa. Acum să vedem când îi primesc, pentru că ei, cei de la Sanitas, spun că se țin în continuare de acest calendar. Nu știu dacă e corect așa. Adică în România, dacă ceri, ți se dă. Înțelegi? Cam asta e. Trebuie să ceri ca să ți se dea. Păi dacă învățăm așa pe oameni, ce facem mai departe? Păi nu, eu îmi amintesc la un moment dat când făceam o emisiune de interviuri și am avut un medic de la Spitalul de Urgențe și medicul respectiv era exact în perioada în care s-au mărit salariile doctorilor. Și medicul, deci medicul, medic, nu, care a spus că nu este corect doar să dai, ci e important să și ceri. Problema este că nu s-a întâmplat nimic de atunci încolo. Apropo de cum ar trebui să se întâmple. Domnul Pastia, aveți cuvântul pentru acest final de emisiune. Da, am zis de Ziua Mondială a Automobilului. Astăzi 125 de milioane de victime de când s-a inventat până acum. Așa că nu vă grăbiți să sărbătoriți Ziua Muncii de Acasă. Joi 1 februarie, ziua clătitelor, vineri 2 februarie, asta este bine, și ziua mondială a luptei împotriva cancerului. Sunt curios cum întâmpină guvernanții noștri această zi, mai ales în contextul în care există zone în București unde cei care fac chimioterapie vin cu scaun de acasă la spitalele sau clinicile. A să nu dăm nume de astăzi, poate spre finalul săptămânii. Și cam asta este, Mariana. Cam asta a fost emisiunea de astăzi. Sarmiza Andronic, îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost alături de noi și pentru toate comentariile și explicațiile. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor, domnilor. Rămâneți în continuare alături de noi. Alice Bodescu vă așteaptă de la Fix.